Pentru infrastructura comunală s-au alocat, cum v-am spus, în total 118 km și iată care sunt repartițiile. Avem în județ, după cum știți, 42 de localități conduse de PSD, 40 conduse de primarii PDL, 4 primari PNL, 2 primari PNG, un primar independent. Alocările s-au făcut echilibrat. După cum urmează, 20 de localități de la PDL au primit bani, de la PSD doar 4, de la PNL 1 și de la independenți 1. În total, ca să mergem și pe kilometri de drum, PDL-ul pentru 89 de kilometri de drum, PSD-ul pentru 21 de kilometri, PNL-ul pentru 3,2 kilometri și independentul pentru 4,1 kilometri. Avem și lista localităților care au primit bani. Și veți vedea că printre aceste localități se află cele în care funcționează încă cei mai controversați primari ai Partidului Democrat Liberal, care au probleme serioase în a fi realeși. Și începem cu Ulubeștiu, care primește bani pentru 8 kilometri, probabil pentru fiecare dosar penal din cele 16 a primit câte o jumătate de kilometru de asfalt. După aceea urmează Iedera, urmează Poiana, unde primarul poate fi inclus în categoria primarilor bătăuși ai PDL-ului, alături de Ulubești, Gura Foii și Tărtășești, care primește și el bani pentru 4,7 km. Urmează Găieștiul, care primește pentru 4,2. Titu mai primește pentru 4 km, că la Titu a devenit un fel de metropolă, precum New York-ul. La Corbii Mari, 1,9 km, la Cândești, 2,1 și plus 1,9, două drumuri, la Râul Alb, 3,9 km, la Dragodana, 5,4, la Cornățelul, 5,2, la Răzvat, 1,2 km, nu? Tot în galeria primarilor bătăuși ai județului, iar și putem continua. Sigur că primește ceva și Finu Boriga, 6,5 km și sigur la Gura Foii 4,035 km. Da, are nevoie de asfalt domnul primar lângă baza de la Bumbuia, care a costat 11 miliarde de lei. Vorbim de baza sportivă pe care nu o folosește nimeni. Concluzia pe care eu vreau să o trag și este că aceste alocări n-au în niciun fel în vedere prioritățile județului Dâmbovița. Am să revin și la Ministerul Dezvoltării și la domnul Florin Popescu și îl întreb de ce nu respectă legea măcar. Legea spunea că au prioritate proiectele care sunt declarate eligibile și nu au finanțare pe alte măsuri. Și vă dau patru exemple vă dau. Localitățile Uliești, Vișina, Lucieni și Văcărești, toate au proiecte care sunt declarate eligibile pe măsura 3.2.2, dar care nu au niciun fel de alocare pe acest program național de dezvoltare a infrastructurii. Deci nu doar că se face o repartiție fără niciun fel de logică, ci se încalcă grosolan legea, toate aceste localități pe care le-am menționat, cheltuind fiecare în medie între 1,5-2 miliarde de lei pentru realizarea proiectelor tehnice care sunt eligibile.